Iuliana a venit la un moment dat în bucătărie și a apărut și Eliza și a zis vai mamă că era aranjată masa și Iuliana spunea când a venit Caled nu a mai făcut așa, nu s-a mai organizat astfel. Vorbea despre Maria care s-a ocupat de masă. Iar imediat după au început să se strângă mai multe fete și Ștefan a venit, au luat cina împreună. A întrebat-o pe Iuliana Ștefan, tu nu mănânci, și a zis că mănâncă o mandarină, dar și aia îngrașă, așa -i. și Ștefan spunea că toate fructele au zahăr, dar e foarte bine că mănâncă fructe și că mănâncă atunci, la ora aceea, mandarine, pentru că avea de ales între o mandarină și cartofi prăjiți. Iuliana, îi povestea lui Ștefan, că aveau o, o vorbă, o glumă de lor, când veneau băieții la cină în casa fetelor, pe toții întreba top trei fete care le plac. Se pare că este cina aceea când trebuiau să fie toate fetele adunate să își adreseze întrebări reciproce, dar am văzut că la masă era și doamna Viorica, iar dintre fete mai lipseau câteva.